Bună dimineața! În România, peste 18.000 de persoane trăiesc în prezent cu un cancer de vezică urinară, iar aproximativ 2.800 de cazuri noi sunt depistate în fiecare an, iar 4 din 5 cazuri sunt diagnosticate la bărbați. Discutăm cu urologul Lucian Vintilă despre prevenție, simptomatologie, dar și despre apa pe care o bem zilnic, care de altfel este foarte importantă. Bună dimineața, domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezență. Așadar, care sunt factorii de risc când vorbim de un cancer de vezică? Fumatul a fost incriminat și toată lumea se întreabă de ce. Fumatul este principal factor de risc al tumorilor vezicale, acesta fiind incriminat în apariția 50-60% din tumorile vezicale. Alt factor de risc important este radioterapia pentru un alt cancer din zona pelvină, cel de ovarian sau de uter. Alți factori de risc implicați ar fi industria chimică, supunerea la factori de risc precum formaldehida și industria coloranților. Putem vorbi și de infecții urinare repetate, incomplet tratate, care pot trena și pot dezvolta într-un final un cancer al vezicii urinare. Acesta putând evolua trenant și nediagnosticat. Așadar, este mai întâlnit la bărbați decât la femei și bărbații fac infecții urinare pentru că știm că această afecțiune este mai întâlnită în rândul femeilor. Și bărbații fac infecții urinare și acestea trebuie diagnosticate și tratate la timp printr-un control de rutină. Apropo de control, ce facem ca măsură de prevenție? Așadar, nu lucrăm în medii toxice, le lăsăm de fumat, desigur. Ce mai putem face? Controlul de rutină, controlul anual, care se cuprinde un sumar de urină și se cuprinde o investigație imagistică tipul ecografie, poate diagnostica la timp o tumoră vezicală aflată chiar în stadiile incipiente. Incipient însemnând a fi non-invazivă în straturile profunde ale vezicii urinare. Și aceasta poate fi diagnosticată și monitorizată din timp. Din păcate, nu prea mergem la acele analize anuale. Din păcate, da, și este mare păcat, deoarece acestea pot fi oferite în mod gratuit de către serviciile medicale. Contează și ce mâncăm? Contează și ce mâncăm. În principal, ar trebui să limităm consumul de grăsimi, să evităm proteinele de origine animală, să consumăm legume, fructe și să evităm consumul de alcool. Apropo de apa pe care o bem zilnic, cât de importantă este aceasta pentru întregul aparat urinar, nu neapărat pentru cancerul de vezică, dar spuneți-ne un pic la ce ar trebui să fim atenți astfel încât să ne fie bine. Apa contaminată cu arsenic, cea din fântânile, incomplet controlate, poate duce la dezvoltarea cancerului de vezică urinară. Apa este sufletul aparatului urinar, aceasta trebuie consumată în cantități de 1,5 litri pe zi pentru a evita pe lângă cancerul de vezică și celelalte afecțiuni ale aparatului urinar, privind litiaza și infecțiile urinare. Deci apa ne ajută în prevenția acestor boli? Da, apa ne ajută ce în prevenția acestor boli. Apa... Ce ar trebui să bem zilnic? Apă plată, apă minerală? Apă de orice fel. Apă îmbuteliată, apă controlată, dar de orice fel. Ajută și acele filtre pe care le avem unii dintre noi la chiuvetă? Da, ajută. Atât din cât apa este controlată și avem un pH... alcalin, un pH normal spre alcalin este suficient. Aș vrea să vorbim și despre simptomatologie. Simțim ceva în stadii incipiente sau atunci când apare un simptom este deja prea târziu? Simptomatologia poate fi legată de prevenție. În stadii incipiente putem avea ceea ce se numește hematurie microscopică. Micile sângerări pot fi descoperite sub sumar de urină. În stadiile de incipiente spre puțin avansate poate apare hematuria macroscopică, adică urina pe care o vezi cu sânge, cu ochii tăi. Și din stadiile acestea trebuie să se urmeze pașii standard de diagnostic, adică să se facă bilanțul urinei cu sânge, să fie completat pentru o cistoscopie, o investigație care presupune vizualizarea interiorului vezicii urinare și o investigație de tip computer tomograf cu substanță de contrast, pentru a vizualiza și aparatul urinar superior, pentru că urina cu sânge poate veni însuși de la rinichi. Ar trebui să mergem imediat când vedem așa ceva sau există și o întâmplare? De exemplu, să ni se întâmple doar o singură dată așa ceva? Urina cu sânge este un simptom de alarmă. Ar trebui să ne prezentăm imediat la control. Bun. Și când vorbim de cauze, se știe până în acest moment care sunt cauzele acestui tip de cancer? Cauzele acestui tip de cancer sunt incomplet elucidate. Dacă ar fi să ne referim la cauze, mai bine ne-am orientat spre factorii de risc. Fiind fumatul, renunțarea la fumat ajută... Chiar după tratament ajută la scăderea riscului de progresie și a scăderea riscului de recidivă. Un lucru important. Da. Când vorbim de tratament, ajută și, nu știu, ceaiurile, leacurile băbești pe care le folosim des acasă? Nu. Tratamentul este, pentru tumorile vezicale este cel chirurgical. Cel chirurgical presupune principal îndepărtarea endoscopică a tumorilor din vezica urinară și acesta fiind
fragmentele tumorului vezicale sunt trimise spre analize pentru a stabili stadiul de agresivitate și de invazivitate. Odată ce e stabilit stadiul de agresivitate și invazivitate, putem opta spre diverse variante de tratament, care sunt ulterioare. Dați-ne și niște sfaturi astfel încât să avem un aparat urinar sănătos cât mai mult timp, atât bărbații cât și femeile. Ceva ce ține de noi în fiecare zi, exceptând, desigur, fumatul. Ce ține de noi în fiecare zi ar fi consumul de apă și sportul și alimentația în sine. Consumul de apă ar fi să avem rațiunea de a consuma 1,5 litri de apă pe zi, sportul să fim cât mai activi, să evităm obezitatea și ce ține de dietă, să consumăm cât mai mult legume și fructe și să evităm consumul de grăsimi animale. Când vine vorba de apă, putem să ne gândim la lichide în general, adică și la supe, sau ne gândim strict la apă care curăță cumva, nu? Strict o sensul doar la apă. Și de ce este mai întâlnit la bărbați decât la femei? Este întâlnit de 4 ori mai... până acum? Statistic vorbind, este de 4 ori mai întâlnit cancerul de vezică la bărbați decât la femei prin factorul de risc numit fumat. Dar ultimele statistici arată că se ajunge la o reechilibrare, doar ce și femeile încep să fumeze. Apare și la tineri? Da. Personal, am diagnosticat tumoră vezicală la 32 de ani. Și asta a fost doar prin simpla investigație imagistică și prin sumar de urină, prin hematurie microscopică. Da, îngrijorător. Vorbeam și cu colegii mei înainte de publicitate. Dragilor, voi ce fel de apă beți în fiecare zi? Sunteți atenți la acest lucru? Sau aveți o întrebare pentru domnul doctor în această privință? Răspundeți voi, că la mine răspunsul e complicat. E complicat? Da. Spunea domnul doctor că apa minerală este ok. Deci, la fel ca apa plată? Am bifat. Îmi apă place plată. Să beau câteodată apă minerală și mă gândesc că nu e în regulă. Dar... se pare că da. Se vorbea, eu beau apă plată și uneori, când rămân fără stocul de apă plată, beau apă de la chiuvetă. Exact. Eu de la robinet și apă plată și apă minerală. Foarte rar ceaiuri. Se vorbea, apropo de apa minerală, că ar duce la pietre la rinichi. Este adevărat? Sau este doar un mit? Este doar un mit. Deci putem să consumăm apă minerală, probabil combinată, nu? Și cu apă plată sau cu ceaiuri. Da, putem să consumăm apă minerală combinată și cu ceaiuri. Important este să consumăm lichide. Lichiduri. Să consumăm, în principal, și să nu lăsăm să sedimenteze acei produși din aparatul urinar, care pot duce la formarea calculilor. Există ceaiuri care ne-ar face rău în această privință? Da, există ierburi chinezești care pot predispune la formarea tumorilor vezicale. Și aș vrea să menționez și faptul că dacă luăm medicamente fără prescripție medicală, ar putea duce la un cancer de vezică. Despre ce medicamente vorbim? Consumul excesiv de acetaminofen, paracetamol, poate duce la apariția cancerului de vezică. Deci să consultăm medicul de fiecare dată când vrem să luăm vreo pastilă. Mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de importante. Ca și alte tipuri de cancer, cel de vezică poate fi prevenit acționând asupra factorilor de risc implicați în producerea lui. Mare grijă așadar la dietă, fumat și la infecții netratate. Așa că până data viitoare, sănătate multă!